Stimați telespectatori, ne aflăm în studiourile televiziunii franceze, unde scriitorul Eugen Ionescu a avut amabilitatea să vină pentru a da un interviu televiziunii române. Aș vrea să încep acest interviu cu gândul pe domnul Ionescu să ne spună câteva cuvinte despre piesa domniei sale, Noul Locatar, care va fi montată la televiziunea română. Sunt foarte bucuros că această piesă va fi prezentată de televiziunea românească. Cred că alegerea este potrivită în măsura în care pot să fiu obiectiv, fiindcă afacerea asta mă privește personal foarte mult. Dar cred într-adevăr că este o piesă făcută pentru televiziune. Am impresia că piesele mele sunt făcute pentru televiziune. Și piesa asta în special, fiindcă în această piesă sunt o sumă de evenimente vizuale, de întâmplări vizuale, de imagini. Și imaginile, după părerea mea, imaginile scenice, exprimă mai bine decât discursurile o seamă de neliniști, de angoase, de probleme. Adică imaginea este un sistem de expresie potrivit pentru teatru și pentru televiziune. Bineînțeles, în această piesă o să vă mire poate puțin această piesă care a mirat și pe olandezi când s-a dat prima oară la televiziune în Olanda, acum vreo 13 sau 14 ani. O să vă mire această piesă pentru că nu este o piesă realistă. Dar dacă această piesă nu este realistă, nu înseamnă, după părerea mea, că nu este o piesă, cum să spun, o piesă adevărată. Pentru că realitatea nu este realistă. Realismul, ca și simbolismul, ca și romantismul, ca și expresionismul și așa mai departe, realismul este o convenție, un stil, o școală. Sperăm ca televiziunea română să răspundă și să înțeleagă exact ceea ce ați dorit dumneavoastră să exprimați în această piesă. Sunt convins că televiziunea va pricepe această piesă și că spectatorii și critici o să priceapă și poate că o să priceapă chiar mai bine decât mine, fiindcă asta trebuie să facă și asta este menirea criticii, să priceapă mai bine decât autorul și asta face publicul, să înțeleagă și el ceea ce autorul n-a înțeles și să dea răspunsuri la întrebările pe care le pune un autor, fiindcă autorul nu este un profet, autorul nu este un doctor, autorul nu știe mai mult decât știu ceilalți, autorul nu dă lecții, autorul propune probleme, autorul întreabă, autorul pune întrebări, il met le monde en question. Aș vrea să vă spun că publicul la care v-ați referit, e vorba de publicul românesc, cunoaște destul de bine dramaturgia dumneavoastră, pentru că vreau să vă informez, în prezent, 4 dintre piesele dumneavoastră se joacă la București. Pe de altă parte, editura pentru literatură se pregătește să scoată, la toamnă, 2 volume cuprinzând piesele dumneavoastră cele mai importante. Știu, am fost informat de curând că se vor publica niște piese de ale mele în Biblioteca pentru Toți, mi se pare. Da, într-o mare ediție. Într-o mare ediție și știu de mai de mult că mi se joacă piese la București și cunosc mai mulți dintre interpreții acestor piese și am văzut chiar la Paris pe Radu Berigan în piesa Renocerii. Și miza în scenă pe care a făcut-o mi s-a părut excelentă. Nu pot să spun că e cea mai bună, fiindcă nu ar fi politicos pentru ceilalți meteori în scenă. Eu nu am dreptul să spun care este miza în scenă pe care o prefer.
Dar prin faptul că spun că nu pot să aleg, înseamnă deja că am făcut o alegere. Da. Aș vrea să vă întreb, tot în numele acestui public care urmărește foarte atent activitatea dumneavoastră, la ce lucrați în momentul de față, ce pregătiți pentru publicare sau pentru scenă? O pregătesc mai multe lucruri, fiindcă meseria mea este să scriu. Atunci scriu o carte de eseuri, scriu o piesă, scriu altă piesă, adică nu scriu nimic. Adică sunt în perioada în care încerc să scriu asta sau să scriu alt lucru și la un moment dat se pornește. Dar am impresia că am început, am găsit o cale și cred că piesa, am scris o piesă până la urmă și că această piesă se va numi Ciuma. Ciuma la Londra, după cartea, după jurnalul, după poate primul reportaj care a fost în lume, Ciuma la Londra de Daniel Defoe. Dar vreau să adaug că sunt foarte mulțumit și foarte mișcat că mă găsesc printre dumneavoastră și că pot să vă vorbesc. În românește? În românește și la dumneavoastră în casă.